Claudia Florea, o pensionară din Durleș, spune că poștărița i-ar fi contrafăcut semnătura și a lăsat-o fără pensia pentru luna ianuarie. Nu e prima dată când Claudia Portian fură pensii, spune bătrâna. M-am dus la poștă. Mă uit, nu e scălitura mea. Da, era de semnătura unde Florea și făcută șâșâie. Dar eu din și-am făcut așa o coadă și-am făcut Eu nici nu pot să vă vorbesc, să-i prostie. Eu așa ceva nu pot să fac, fiindcă nici n-am drept. Eu dacă am intrat în casă la om și s-o semnat, eu nu pot să ies fără să-i dau bani. E ceva, mi se pare că doamna nu e prea sănătoasă. La rugămintea reporterului Accent TV să prezinte lista de plată cu semnătura pensionarei nemulțumită, funcționara s-a încuiat într-un birou alături de colegele sale de la serviciu, spunând că nu are voie să ne arate actul. Claudia, vă lămuriți afară, aici. Acolo e într-o zi. Claudia Florea spune că nu va denunța poștărița la poliție și că lasă pe Dumnezeu să o pedepsească. Omul până nu face și vede că eu mărs, el s-a apucat și a doua oară și face. Dar e și-o și făcut de atâta și s-o apucat, nu e s-o gândit că eu, ce zic, baba asta, dar și ei, eu să-i dau pe transport și mă duc. Solicitat de Accent TV, Comisariatul de Poliție Buiucani spune că va ancheta cazul. Conform codului penal, contrafacerea semnăturii se pedepsește cu 7 ani de pușcărie.